Spune înalte, oamenilor politici, Parlamentului României, reformarea funcționării pieței energetice în țară și la nivelul Uniunii Europene. Recunoașterea faptului că energia este un bun public, precum și nevoia de investiții pentru a aborda cauzele fundamentale ale crizei, cum ar fi investiții insuficiente în energia verde și consecințele privatizării în acest sector. Solicităm de asemenea deschiderea pentru un dialog constructiv cu sindicatele pentru elaborarea și implementarea de măsuri anticriză prin dialog social, conștient fiind de gravitatea și urgența situației.